Hristos a înviat! Hristos a înviat! Amin! O viață veșnică să ne închină învierii Lui celei de a treia zi. Hristos a Învierea lui Iisus Hristos, învierea Domnului, este un fundament doctrinar și ritual pentru credința creștină ortodoxă, catolică și protestantă. Este practic temelia bisericii pe care o cunoaștem astăzi. Acest eveniment este relatat de scrierile vremii și de apostolii lui Hristos. La început, învierea ca doctrină nu a fost acceptată în Imperiul Roman, cu excepția primilor creștini. Învierea lui Iisus Hristos, Paștele, este cea mai mare sărbătoare a mai multor biserici, printre care și Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică sau Biserica Reformată. Este sărbătorită în prima duminică de după prima lună plină, de după echinocțiul de primăvară, și diferă de la un cult la altul datorită calendarului adoptat de o biserică sau alta, calendarul gregorian sau calendarul iulian. Sute de credincioși au luat parte în noaptea de sâmbătă spre duminică, 15 spre 16 aprilie, la slujba de înviere a Domnului în municipiul Târgu Jiu. La miezul nopții, preoții din toate bisericile ortodoxe au chemat credincioșii să primească lumină. Mărticiarea lui era luminoasă, lui s-au tremurat, cei care păzeau, lui s-au făcut ca niște morți. Dar îngerul vorbind de minuni a zis că vă temeți voi.